În Arhiepiscopia Alba Iuliei, a cincea săptămână din postul nașterii Domnului este dedicată vizitelor pastorale. Astăzi, înaltpreasfințitul părinte Irineu i-a vizitat pe clericii și credincioșii din protopopiatul Aiud. Vizita pastorală în comunitățile din protopopiatul Aiud a început cu parohia Uioara de Sus. În continuare, ierarhul a mers în parohia Ogna Mureș 4, unde a urmărit stadiul lucrărilor efectuate la noul lăcaș de cult aflat în construcție. În parohia Unirea 2, în alpreasfinția sa, a fost întâmpinat de numeroși credincioși, cărora le-a adresat sfaturi duhovnicești. Tot astăzi, arhiepiscopul Alba Iuliei a binecuvântat clericii și credincioșii din celelalte parohii ale orașului Ogna Mureș. Vizitele pastorale efectuate astăzi au avut drept scop de a cunoaște îndeaproape calitatea misiunii apostolice a păstorilor noștri sufletești. Totodată am dorit să aflu despre încercările și dificultățile de care ei au parte în exercitarea slujirii sfinte. Sunt satisfăcut să constat că avem preoți buni și sensibili la nevoile spirituale și materiale ale enoriașilor. Ancorați în viața comunităților parohiale, ei sunt activi pe plan pastoral, cultural și filantropic, promovând cu entuziasm valorile noastre etnice. Din dragostea și purtarea de grijă pe care înaltpreasfințitul părinte arhiepiscop Irineu o are față de clerul și credincioșii din Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iuliei, ierarhul nostru efectuează vizite pentru a vedea modul în care păstorii sufletești își exercită apostolatul. Aceste vizite sunt un imbold pentru preoții parohi de a fi vrednici slujitori ai Domnului. Astăzi am avut bucuria ca înaltpreasfințitul părinte arhiepiscop să poposească în parohiile din protopopiatul Aiud, acolo unde a oferit arhierească binecuvântare, cuvânt de îmbărbătare și de nădejde. Preoții și credincioșii din parohii l-au primit pe înaltpreasfințitul nostru cu bucurie, astfel de momente fiind mai ales în această perioadă din postul Crăciunului și în prag de mare praznic împărătesc, momente de înălțare duhovnicească, curaj pe calea vieții și îndemn pentru fiecare dintre noi să fim mai râvnitori în slujirea noastră. Ultima vizită a înaltpreasfințitului părinte arhiepiscop Irineu a avut loc la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din parohia Unirea 1, lăcaș de cult resfințit în data de 29 octombrie 2000.